Chiar dacă în penultima etapă a Ligii a IV-a din județul Timiș, pe arena de pe strada Mihai Eminescu, a sosit tânăra echipă ACF Marcel Boban Gimbolia, FC Dumbrăvița nu a putut să-și ia la revedere de la fani cu o victorie. După prima repriză în care nu s-a marcat deloc, în al doilea mitan au curs golurile, astfel că arbitrul George Cătălin Coman a consemnat numai puțin de 5 reușite. Pentru echipa lui Marcel Boban a deschis scorul Dionisie Hârdău în minutul 62. Apoi, cu 5 minute mai târziu, Cristian Timiș a dus scorul la 0-2. FC Dumbrăvița s-a trezit repede din visul urât și prin golurile marcate rapid de către Vlăduț și Rosenblum au reușit chiar egalarea. Bravo, bă! Spre nemulțumirea spectatorilor, Gimbolia a reușit până la urmă să marcheze și golul care le-a dus victoria nesperată prin reușita lui Tavi Sicoe din minutul 83. În ultima etapă din campionat, Dumbrăvița va evolua vineri seara pe terenul celor de la CS Progresul Gătaia.